România a înregistrat o creștere galopantă a numărului de cazuri de infectare. Această situație plasează din nou țara noastră pe unul dintre primele locuri în Europa, iar în mai puțin de două săptămâni, Omicron ar putea deveni varianta dominantă. Este avertismentul ministrului Sănătății. Chiar dacă pare că situația s-a stabilizat de vreo 4-5 zile, asta nu înseamnă că lucrurile au revenit la normal. Ele pot reveni, vă spun, apropo de acel număr de reproducere bazal, țineți minte că am tot discutat, acum ne aflăm pe la 1,70. Deci foarte, foarte mult. Am crescut de la 0,7 la 1,7, ceea ce demonstrează că este o creștere rapidă în România. Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa. Numărul pacienților internați la terapie intensivă este unul mai mare comparativ cu debutul valului 4. La momentul actual, peste 400 de bolnavi sunt internați la secția de terapie intensivă. Dacă înainte de valul 4, august anul 2021, secțiile de terapie intensivă aveau sub 100 de bolnavi, iată că valul 5 debutează în România cu peste 400 de bolnavi în terapie intensivă. Și acest lucru creionează o complianță mai mică a capacității de terapie intensivă pe care o să o avem în perioada următoare. Ministrul Sănătății a anunțat faptul că în următoarele două săptămâni tulpina Omicron va avea o răspândire comunitară. Este o transmitere, spunem noi, sporadică în acest moment a variantei Omicron, însă e foarte probabil ca în perioada următoare, adică în următoarele una-două săptămâni, să devină o transmitere comunitară. Totodată, medicul Radu Țincu atrage atenția asupra variantei Delta. În acest moment, în România nu circulă doar varianta Omicron, variantă care se pare că determină forme mai blânde de boală. Circulă și varianta Delta, care merge în paralel, cel puțin în acest moment, și atunci bolnavii care vor ajunge în spital cu variantă Delta vor avea cel mai probabil nevoie de spitalizare și de terapie intensivă.